După pregătirea grea de care au avut parte în ultimele săptămâni, zelăoancele încep în această săptămână jocurile de verificare. Formația pregătită de Gheorghe Tadici va susține două amicale cu formația maghiară NKSELR Bekeș-Ciobo. Primul joc dintre cele două echipe va avea loc mâine de la ora 17:30 în sala sporturilor din Zalău, iar joi de la ora 11 va avea loc a doua partidă, locația fiind aceeași. În primele jocuri amicale nu voi urmări rezultatele, ci modul cum se vor comporta jucătoarele după perioada grea de pregătire. Voi avea posibilitatea să văd la lucru toate jucătoarele, iar în final sper să formez un nucleu de 15-16 jucătoare pe care să mă bazez în viitorul sezon. În această săptămână a ajuns sub comanda lui Gheorghe Tadici și Maria Eliza Cicic, care a fost în pregătire cu lotul național de tineret. După cele două jocuri cu echipa maghiară, HC Zalău va pleca la Baia Mare, unde în perioada 2-3 august va participa la trofeul Maramureșului.